Bună ziua! Bună ziua! Iată că a început un nou an școlar. Spuneți-mi, vă rog, ce gânduri transmiteți elevilor. La început de an școlar 2017-2018, elevilor Liceului Teoretic Bilingv Română Croat Caraşova și nu numai, ci tuturor elevilor le transmit multe realizări, mult succes, spor la învățătură și finalul acestui an școlar să ne găsească cu multe împliniri și rezultate foarte bune. Vă rog să vă prezentați. Numele meu este Miștoia Alina, sunt directorul Liceului Teoretic Bilingv Română Croat Caraşova. Mulțumesc! Liceul școlar este alături de noi și reprezentantul Uniunii Croaților din România, care are un mesaj din partea domnului președinte și deputat Sobotan Ghera. Trebuie să ne vedeți ca pe niște prieteni, colaboratori, atât pe noi, cât și pe domnii, doamnele, profesori. Succesul nouă! Acestea fiind zise, rog, domnii dirigii, doamnele învățătoare, să meargă cu copiii la clasă, doamnele de doamna Baciună cu clasa 1 și a 2. Și doamna Angela cu pregătitoare, a 3-a și a 4-a. Pot merge, mergem la școală. Iar ceilalți cu cei din clasă. Vă mulțumesc frumos și un an nou plin cu realizări. Inclusiv educație fizică. Dar nu uitați un lucru, ele nu pot ajuta să trăiți o viață fericită dacă nu-L aveți pe Dumnezeu. Fiindcă religia întotdeauna aduce un echilibru, o armonie în viață, o înțelegere, un respect, chiar și atunci când lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. De aceea, copii, voi sunteți foarte importanți pentru noi. Nici nu vă dați seama cât de important sunteți pentru societate, nu în ultimul rând pentru Dumnezeu. Fiecare trebuie să dea tot ce poate ca să scoată în evidență binele. Și așa cum foarte frumos v-a zis și domnul primar, depinde ce palier alegeți. Depinde, ca și în pericopa aceea, depinde ce lup hrăniți în voi. Pe acela a răului sau pe acela binelui.
depinde de fiecare, dar eu vă doresc mult har de la Bunul Dumnezeu, multă putere, multă înțelepciune, multă răbdare și în același timp, același lucru doresc domnilor și doamnelor, profesori, învățători, învățătoare, mă rog, ca să aveți răbdare cu copiii și să le arătați calea care duce spre adevăr. Bună ziua! Iată că a început un an nou școlar. Spuneți-mi, vă rog, ce gânduri transmiteți elevilor. La începutul acestui an școlar, în numele Consiliului Local, în numele Primăriei Cărașova, tuturor elevilor, tuturor cadrelor didactice, gândurile cele mai alese, bune, de spor la învățătură, de rezultate profesionale deosebite pentru cadre didactice și să urmeze exemple frumoase ale acestei școli care a dat societății foarte mulți intelectuali. Sunt primarul comunei, Bogdan Petre. Mulțumesc! Bună ziua! Iată că a început un an nou școlar. Spuneți-mi, vă rog, ce gânduri transmiteți elevilor. Bună ziua și dumneavoastră! În calitate de profesor de religie în cadrul Liceului Divin Brumund Croaț din Cărașova, Petru Hațegan are un gând pe care cred că îl împărtășesc majoritatea colegilor mei. Succes, succes, succes! Toți copiii să aibă parte de o calitate a învățământului foarte bună, cadrele didactice să observe în fața lor obligativitate morală, etică, de toată natura și de tot spectrul, astfel încât, responsabilizându-se, să transmită bagajul de cunoștințe necesar, astfel încât copiilor, elevilor noștri, să le fie asigurat un viitor decent. Bineînțeles, când spun aceste chestiune, nu mă gândesc în exclusivitate la știință ca atare. Mă gândesc și la partea omului, la valorile omenești, mă gândesc la calitatea binelui pe care îl putem transmite. Vreau să avem niște elevi buni și niște elevi care știu ce vor sau, prin intermediul nostru, vor afla cât mai multe, astfel încât să primească răspunsul la acea întrebare, ce fac cu mine în viața. Bună! Iată că a început un nou an școlar. Spune-mi, te rog, ce așteptări ai de la acest an? Rezultate mult mai bune față de anul trecut. Ce gânduri transmiți colegilor tăi? Să învețe mult mai bine, să aibă încredere în ei mai multă și să fie conștiincioși. Te rog să te prezinți. Mă numesc Iacob Sorina, vin de la Doman și am venit să învăț la Liceul Roman Ocrat. Ce clasă ești? Nova. Mersi.